Primarul comunei Cărpiniș, Marcel Popa, vrea să susțină tinerii la început de drum. Așadar, edilul vrea să dezvolte zone rezidențiale pentru aceștia, pentru ca astfel cât mai multe cupluri să își poată construi o casă aici. Ca direct de dezvoltare ne-am axat foarte mult pe ce înseamnă zona rezidențială, pentru că avem foarte multe solicitări din partea tinerilor pentru atribuirea de locuri de casă. În acest sens am depus un proiect pentru Programul Național de Redresare și Reziliență și am reușit să obținem finanțarea pentru realizarea unui puz rezidențial în localitatea Cărpiniș. Am reușit să creăm o zonă rezidențială și în localitatea aici mică. Am reușit din punct de vedere industrial să creăm zone pentru activități de servicii, producție și avem două astfel zone, una spre Jimbolia, una spre localitatea Cenere, recent finalizată. Lucrăm în continuare și din buget local și încercăm să creăm alte zone noi rezidențiale ca să ne asigurăm continuitatea și pe viitor din acest punct de vedere. Și, bineînțeles, o altă prioritate pentru noi este actualizarea planului urbanistic general, care reglementează din punct de vedere al funcționalității tot ce înseamnă terenuri în cadrul localității și vrem și acesta să-l actualizăm, să aducem la zi, să putem asigura facilitățile necesare agenților economici pentru dezvoltare. Inclusiv acest proiect este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență și este astăzi în licitație publică în vederea încheierii unui contract pentru execuția investiției. Comuna Cărpiniș este o localitate în plină dezvoltare.